Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 7 ianuarie pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală, deci să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, să știți. Zodia Taur, văd că veți avea parte de conversații în această zi, de momente plăcute, vă veți deschide inima iubirii, vă veți deschide inima altor persoane, veți comunica, invitații, de ce nu, evenimente bune, evenimente armonioase, cu serenitate pentru dumneavoastră, nou început. În ce privesc relațiile cu cei din jur, poate un nou început în ce privește familia dumneavoastră, veți sta poate în sânul familiei sau pentru alții la locul de muncă. La locul de muncă se cere prudență, da? Pentru că poate aveți o femeie acolo care îi place să bârfească, o femeie care cam place să vorbească pe la spate, să spunem așa, să spună lucruri vrute și nevrute. Vi se spune să fiți prudenți. Pentru alții este, veți munci astăzi și veți fi foarte atenți la detalii sau poate veți începe să studiați. Văd acolo că munciți ori la o relație, ori la locul de muncă și văd un nou început pentru dumneavoastră și foarte multă comunicare, dar totuși să aveți grijă la această femeie, da? Haideți să vedem Zodia Taur pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Pentru Zodia Taur, ok, veți primi o veste, Zodia Taur, o veste care o așteptați din trecutul dumneavoastră, va veni în această zi, sau un bărbat din Zodia Fecioară, Taur, Fecioară, poate dumneavoastră sunteți, sau un tânăr de încredere, vă va da ceva, vă va ajuta, poate la muncă, poate acasă. Este un tânăr care poate va veni chiar și în vizită sau vă veți întâlni cu acest tânăr sau poate va veni un mesaj pentru dumneavoastră, poate va veni poștașul și vă va da un plic sau veți primi ceva, o veste, un răspuns care îl așteptați cu o reușită de-a dumneavoastră, de o surpriză plăcută pentru voi, oamenii mei dragi. Dar totuși vreau să vă spun că în ce privește în această zi, poate în jurul noastră vor fi anumite persoane, că văd instabil, să spunem așa, poate vorbea un păhărel mai mult și văd un pic nu propriu stabil, să spunem așa, sunt anumite riscuri aici, să zicem. Da, contrarietăți văd din partea unor prieteni sau poate din partea, nu știu, unor persoane cu care veți intra în contact. În ce privește succesul și norocul dumneavoastră, văd că veți avea parte de succes, dar văd totuși un pericol, un ghinion aici. Sau să aveți grijă la o persoană care va trebui să vă dea o sumă de bani, sau cineva va încerca să fugă sau să ascundă ceva. Cineva aici nu este onest în ce privește banii, în ce privesc oportunitățile. Poate cineva fuge de anumite responsabilități sau de muncă sau ascunde ceva sau în ce privesc banii. Ceva e aici, o eroare, o greșeală, o alegere nu tocmai bună, să spunem așa. De acolo sunt riscuri și contrarietăți. Da. Haideți să vedem, Zodia Taur, ce vă transmite îngerul pentru dumneavoastră. Cere îngerului să-ți doneze concentrare și entuziasm pentru a duce înainte un proiect. Deci ai nevoie să fii mai concentrat pe proiectele tale, pentru că văd aici anumite instabilități. Ai nevoie să fii concentrat și mai mult entuziasm pentru a duce la bun sfârșit un proiect, pentru că văd aici un proiect, un pericol, o eroare sau ceva cade, da? Deci rugați-vă la înger pentru a vă da acel entuziasm și acea putere. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem data viitoare. La revedere, numai bine, sănătate! Haideți să vedem Zodia Fecioară. Zodia Fecioară, văd că un bărbat va încerca să fugă sau să ascundă anumite
lucruri, în ce vă privește o schimbare din partea unui hoț, în ce privește banii. Da? Poate cineva va încerca să evite să vă dea o sumă de bani în această zi sau să aveți o amenințare, o pierdere din partea unei persoane în ce privește banii. Da? Și văd totuși că vă veți avea parte de fidelitate. Da? Fidelitate în iubire, pozitivitate, aveți persoane în care veți putea avea încredere în jurul dumneavoastră, puteți avea încredere în iubire și văd că poate veți fi cu prietenii astăzi și văd anumite riscuri și instabilități, să spunem așa, în ce privesc aceste persoane. Deci aveți grijă cu cine veți intra în contact, pentru că văd anumite contrarietăți cu anumite persoane. Poate veți face chiar și un drum. Și văd că vă uitați foarte mult la investiții, așteptați ceva din trecutul dumneavoastră să intre în buzunar. Da? Și doriți să rezolvați anumite lucruri în această zi. Totuși, aveți grijă la aceste persoane cu care veți intra în contact, pentru că nu sunt tocmai stabile. Zic una, fac alta și vă pot da un pic peste cap. Da? Și la dumneavoastră a ieșit noroc, succes, dar văd și un ghinion aici, ceva cade în această zi. Ceva cade totuși. Haideți să vedem. Pentru Zodia Fecioară, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vă vedea acest videoclip. În ce privește o căsătorie sau bani? Da, veți avea bani, succes, dar totuși văd că cineva ascunde ceva aici în ce privește o sumă de bani, în ce privește un avantaj. Dar totuși văd că veți primi bani în această zi, da? Veți avea avantaje în ce privește copiii dumneavoastră sau familia dumneavoastră și văd că veți pune bani deoparte, totuși, da? Veți pune de bani aici. De o uniune cu avantaj, dar aveți grijă aici la un pericol, la o eroare, un ghinion, la alegerile care le face Zodia Fecioară. Haideți să vedem, vrea să mai iasă? Ok. Și foarte multă speranță în iubire, foarte multă speranță în veți face un drum. Aveți foarte multă speranță într-o iubire sau într-un drum care doriți să-l faceți sau așteptați o persoană de la drum în această zi. Haideți să vedem pentru Zodia Fecioară. Zice că e nevoie să vă clarificați ideile, să luați o decizie importantă pentru viața dumneavoastră. Aveți nevoie să faceți lumină în ideile dumneavoastră. Da? Pentru a lua această decizie importantă pentru viața dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept la următoarea etalare. Dacă nu v-ați înscris până acum, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs și dacă doriți să-mi dați un like, care înseamnă foarte mult pentru mine. Sănătate, numai bine, Doamne ajută, pe data viitoare. Pentru Zodia Capricorn, haideți să vedem Zodia Capricorn pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Ok, a vrut să iasă. Wow, o veste importantă pentru dumneavoastră, veți primi sau în casa dumneavoastră veți sta astăzi cu vești bune, Ok. Da, veți sta pe acasă astăzi. Vă veți ocupa de casă. Și văd foarte multă putere și independență. Sau poate sunteți un pic rigizi în ce privesc investițiile dumneavoastră, țineți controlul banilor. Veți avea intrări și ieșiri în ce privesc banii și de acolo dumneavoastră controlați aceste investiții. Sau în ce privesc relațiile de cuplu, văd că preferați să stați acolo să evitați, adică nu mai doriți să suferiți, nu mai doriți să faceți greșeli și vă văd foarte independenți, da? Și rigizi în același timp sau posesivi pe ceea ce aveți dumneavoastră, pe lucrurile dumneavoastră. Vă reamintesc că este o etalare generală și luați doar mesajele care vi se potrivesc.
Văd că un copil va avea un rol important pentru voi sau copiii, dar în același timp văd un nou început, o ingenuitate. Vă veți ocupa de copii și vă veți ocupa de investițiile dumneavoastră, de relația dumneavoastră, de casa dumneavoastră. Văd un nou început totuși pentru voi. Da? Haideți să vedem dacă vor să mai iasă. Pentru Zodia Capricorn. Pentru Zodia Capricorn. Ok. Spune că e nevoie de înțelepciune. Dacă aveți dubii sau îndoieli, să cereți sfatul unei femei mai în vârstă. Poate veți comunica cu această femeie, poate veți merge în vizită la această femeie. O femeie înțeleaptă vă va da un sfat important pentru dumneavoastră, pentru că văd că trebuie să-l faceți o alegere și sunteți un pic confuși între minte și inimă. Sunteți acolo, de-aia pisica îmi spune că pisica, știți cum e foarte independentă și alege ea când dorește să acționeze, da? Este un pic mai rigidă, să spunem, alege ea sau când simte ea. Acest lucru îmi spune și aici că sunteți indeciși între minte și inimă pentru că nu doriți să mai faceți greșeli, nu doriți să mai suferiți. Cereți sfatul acestei femei că vă va da sfatul important și poate veți merge în vizită la această femeie sau veți auzi această femeie sau vi se cere prudență și să fiți înțelepți în ce privește o relație sau în investițiile dumneavoastră sau cu copiii, cu casa dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă transmite îngerul dumneavoastră. Să lăsați, vedeți ce spune, îmi vorbește de control. Zice să urmărești fluxul, lasă nevoia de a controla și ai încredere în momentul perfect, în momentul corect. Deci nu mai controlați situațiile, nu mai încercați să controlați persoanele, relațiile, situațiile, etc. Pentru că nu rezolvați nimic. Nu rezolvați nimic. Totul se va întâmpla când decide Universul sau când este momentul perfect, oportun să se întâmple. Nu putem să ne zbatem ca peștele pe uscat dacă nu este apă, tot murim. Deci trebuie să avem răbdare, trebuie să lăsăm să vină de la sine. Îngerul asta vă sfătuiește, lăsați nevoia de a controla și să aveți încredere în momentul, în timpul perfect în care se va întâmpla totul care doriți dumneavoastră, pentru că aici spune totuși să aveți răbdare, că tot nu se va întâmpla acum în ce privesc investițiile noastre. Așteptați aceste lucruri, voi așteptați să culegeți roadele muncii dumneavoastră, dar mai e nevoie de așteptare totuși un pic și acest lucru cred că vă duce și la confuzie. Comunicați cu această femeie că vă va ajuta foarte mult. În general, persoanele mai în vârstă sunt mai înțelepte, au trecut prin viață și avem multe de învățat de la ei. Oamenii mei dragi, acestea au fost spuse. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsăm pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui eu pe parcurs și dacă doriți să-mi dați un like, care înseamnă foarte mult pentru mine. V-am pupat, sănătate multă și ne vedem data viitoare la următoarea etalare. Doamne ajută tuturor! La revedere, numai bine!